și eu nu-l cunoșteam pe el. Dar cel care m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 33. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice, părinte paroh, dragi teologi și iubiți frați și surori împreună rugători. Ca de obicei, după ziua de descărcare a Marelui Praznic, Biserica ne propune să medităm, să ne rugăm și să urmăm exemplul personajului prin care Sfânta Lucrare tainică, misterioasă, se petrece. Dacă ieri am înțeles că apa devine un vehicul transportor al Duhului Sfânt, în care Sfințenia lui Dumnezeu se manifestă în forma aceasta a scufundării în mizerie și în transpirație, și apa Iordanului, o apă pe care Ioan o utiliza ca să spele efectiv prin căință păcatele, devine curățită de cel ce se botează întrânsa astăzi, Biserica ne propune să-i urmăm exemplul celui care stă dincolo de Iordan. Și o să vă rog să fiți cu luarea minte la expresia aceasta, pentru că ea e importantă. Apare cu precădere în Evanghelia lui Marcu și Matei vorbește de ea și chiar și Ioan Evanghelistul. Ne spune Ioan că acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Iordanul, vedeți, într-o manieră simbolică, este o linie de demarcație, este o graniță simbolică, mistică. Ce face Iisus când vine să se boteze? Trece Iordanul pentru a ajunge în acest dincolo de Iordan, pentru a veni în calea celui mai mare profet al Vechiului Testament și ultimul bunăoară, cel prin care legământul se încheie, și această încheiere, într-o manieră tainică, prezintă în ea o tranziție, un transfer. Ioan devine, prin predica sa, că împărăția se apropie, despre care vorbeam ieri, și prin însăși etosul persoanei sale, o punte peste acest Iordan mistic. El ne ajută să facem și noi tranziția în acest de dincolo de, de dincolo de, care ne conduce chiar la ideea aceasta de metafizică, de a trece dincolo de granițele materiei, înspre spirit, înspre spiritualitate și, de ce nu, prin Hristos, înspre ceea ce ne era interzis, bună oară, accesul către transcendență, către sfințenie. De aceea această punte este extrem de importantă, pentru că el devine, prin suspendarea pe care o oferă, un profet al noului legământ, pentru că el îl botează pe Mesia, pe Hristosul, care era atât de mult așteptat. De aceea, această bucurie pe care o are, alături de uimire, poate chiar și spaimă sacră, Ioan, este o sinteză a bucuriei Evangheliei. Ioan, așa cum bine știm și cum îi cunoaștem, să zicem așa, semnalmentele caracterului său psihologic, nu era neapărat un om bucuros. Era un tunet însoțit de un fulger care adesea curenta societatea, pentru că el avea misiunea de a pregăti în pustie calea Domnului. Acea trestie care e legănată de vânt în pustie. Ce înseamnă pustia? Pustia înseamnă pentru răsăritul creștin, dar și pentru antichitatea iudaică, un element demn de respect. Pentru că în pustie, spune cântarea Eclesiastului, se tulbură tot pământeanul. Așa cântăm și la înmormântare, în deșert,
în pustie se tulbură pământeanul. De ce? Pentru că spaima goliciunii devine prezentă în noi și începe această reflexie a autocunoașterii noastre. Ioan, fiind om al pustiei, nu putea să fie altfel. Pustia lui era școala lui. Această universitate a pustiei, care după secolul IV va exploda în zona Egiptului prin fenomenul acesta al monahismului, al celor care îl urmează pe Dumnezeu și îl caută unde? În pustia sufletului. Și sigur, ca să ajungi în propria ta pustietate, trebuie obligatoriu să treci prin școala aceasta a pustiei proprii. Foarte important lucrul acesta și noi trebuie să ne pustiim. Societatea de astăzi este o societate în care pustiul și pustietatea sunt extrem de prezente, chiar dacă nu ne dăm seama. Devenim din ce în ce mai izolați unii de alții și nu mă refer la măsurile sanitare impuse de autorități, ci la izolarea sufletească. Ne îndepărtăm, vedeți, de elementul acesta al umanității. Și avem nevoie de aceste modele care stau dincolo de noi, de sfinți, și noi, sigur, stăm dincolo de ei. Ne readucem aminte de acest dincolo, care este o separație finală de data aceasta, în pilda cu săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Între noi și voi e o punte de netrecut. Prin harul lui Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt, trebuie să fim alături de Hristos, care ce face? Trece dincolo Iordanul. Și ne arată că în acest dincolo de Iordan există această iubire a lui Dumnezeu care ne vindecă. Însă nu putem experimenta adevărata iubire, respectiv trăire în Dumnezeu, decât dacă trecem prin pustiul sufletului. Adică dacă ne împrietenim pentru a trece puntea bunăoară, nu cu cel rău, ci cu cel bun, cu Ioan Botezătorul. Adică dacă ne pocăim, dacă ne înnoim percepția, dacă revenim sau redevenim oameni noi. Pentru că Dumnezeu ne unește, spunea gânditorul Chesterton, Dumnezeu ne unește sau cu Dumnezeu ne întâlnim la intersecție. E un cuvânt superb. Bună oară, la intersecții strămoșii noștri puneau și pun și astăzi cruci. Crucea e un element al intersecției celor două planuri universale, ontologice. De fapt, între planul ontologic și cel metafizic se situează crucea, între cer și pământ, în cuvinte simple. Dar pentru a trece dincolo, repet, e nevoie de această căință a Sfântului Ioan Botezătorul, care în morala sa, în etica sa, sluja adevărul. Pentru Ioan Botezătorul, cel pe care îl prăznuim astăzi, adevărul nu este un concept filozofic. Este o persoană. Pentru el adevărul este Hristos, de aceea spune: nu sunt vrednic să-i dezleg nici cureaua încălțămintei. Lucrul acesta, să știți, îl făceau sclavii. El este dincolo de sclavie, în slujirea lui față de Dumnezeu. Sclavul avea rolul acesta, când venea stăpânul, să-i desfacă încălțămintea, să-l spele pe picioare și să-i arate, evident, supușenia față de autoritatea stăpânului. Ioan Botezătorul spune: nici măcar atât nu sunt vrednic, mai degrabă să-l botez. Dar ceea ce e important este faptul că, vedeți, Hristos, și am vorbit ieri despre lucrul acesta, răstoarnă paradigma aceasta botezului pentru a împlini profețiile, pentru a se smeri pe sine, pentru a ne arăta nouă care este calea pe care trebuie să o urmăm. Unul dintre cei mai reprezentativi umaniști și romancieri, vorba de Victor Hugo, în faimosul lui roman Mizerabili, vorbește despre un preot care făcea extrem de multă filantropie, era foarte ocupat în munca aceasta a socialului, îi slujea pe cei în nevoie.
Și răsplata din partea lui Dumnezeu intră în zona aceasta a pustiei sau a pustiului. De ce? Pentru că el nu primește o răsplătire lumească, firească, ci primește orbirea și devine orb. Intră în această stare a pustiei, a pustiirii de sine și este îngrijit de către sora lui, care îi răspunde cu atâta dragoste, vedeți, o dragoste paradigmatică care îi se întoarce, dar într-o manieră pe care el n-ar fi putut să o intuiască înainte, și spune: atât e de plăcut să te știi în brațele cuiva. E o imagine foarte reprezentativă în aceste cuvinte, pentru că noi, când suntem în pustie, când trecem prin starea aceasta abandonului, suntem primiți în brațele lui Dumnezeu. Una din icoanele, poate cele mai frumoase, mai profunde, mai mistice, e vorba despre icoana punerii în mormânt a Mântuitorului nostru Hristos. Vorbește prin imagini despre cum Dumnezeu este ținut bunăoară în brațe, în starea de suspendare între viață și moarte, adică în înviere, anastasis în greacă, înălțare sau suspendare, și este ținut în brațe de către om. E o imagine paralelă, bunăoară, cu ceea ce am sărbătorit cu câteva săptămâni înainte, nașterea Domnului, când Maica Domnului îl ține în brațe pe același Dumnezeu, care vine unde? În pustiul lumii. Numai că venirea aceasta nu poate să aibă loc dacă această cale a Domnului nu este pregătită de către acest înainte mergător, așa cum îl numește Scriptura. Mergătorul înainte este farul care luminează în întunericul acesta al pustiirii. El este Ioan Botezătorul, cel care își va da viața, așa cum bine știm, pentru curajul său în adevăr. E un lucru foarte puternic să poți muri pentru adevăr. Într-una din omiliile sale, preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, făcea o paralelă extrem de inspirată între catapeteasma templului, acea perdea, acel perete al perdelei care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, ca oamenii să nu poată zări slava Domnului, pentru că ea era blocată într-o sferă filozofică, desigur, în zona transcendentului. Omul nu putea să acceadă dincolo de. Vedeți, același de dincolo de. Fără intervenția lui Dumnezeu. Vă veți întreba ce legătură are relația dintre templu cu povestea botezului. Ce se întâmplă la botez? Iisus intră în apă, Ioan îl zărește și cerurile se deschid. Este o dimensiune profetică a faptului că prin Hristos cerurile ni se deschid. Ioan vede imaginea aceasta, e primul evreu, am putea spune, care vede în actul profetic trecerea de dincolo de, prin deschiderea cerului în ape. O imagine foarte puternică. Hristos ne oferă șansa aceasta de a vedea cerurile deschise. În a doua zi de Crăciun am sărbătorit pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, care, vă aduceți aminte, a văzut la fel cerurile deschise și pe Hristos stând de-a dreapta Tatălui. Nu oricui îi se oferă șansa aceasta de a vedea cerurile deschise. De aceea ne atrage atenția preasfințitul Ignatie, e foarte importantă relația dintre oamenii sfinți care au în ei această moralitate de a fi călăuzitori. Și acum vreau să aduc în zilele noastre povestea, pentru că e foarte importantă, însă nu înainte de a ne aduce aminte ceea ce Pavel spune de data aceasta în pericopa Evangheliei, în pericopa apostolică. E vorba despre
capitolul 19 din Fapte, pe care chiar vă îndemn să-l preluați acasă pentru a înțelege încă o dată importanța propriului nostru botez și distinția între botezul lui Ioan, care e un botez al căinței, și botezul lui Hristos, care este un botez al Duhului Sfânt. Îi întreabă, primitați voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis, nici n-am auzit că este Duh Sfânt. Și el a zis, deci în ce v-ați botezat? Și el spune, în botezul lui Ioan. Vedeți, o distinție clară între botezul lui Ioan și botezul lui Hristos. Ca o paranteză, cultele protestante nu fac această distinție între botezul în Duhul Sfânt, care este un botez haric, și botezul acesta mai mult ca un legământ vechi al celor care nu trec Iordan. Rămân în partea inferioară a Iordanului și fac doar botezul acesta al pocăinței. Și Pavel îi spune, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând ca poporul să creadă în el și în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele lui Hristos. Vedeți? Deși aveau botezul lui Ioan, s-au botezat prin predica lui Pavel în sinagogă, în numele lui Hristos. Și punându-și mâinile peste ei, Pavel, Duhul Sfânt a venit asupra lor și ei vorbeau în limbi și proroceau. Duhul Sfânt vine prin Hristos. Și astfel, vedeți, este realizată lucrarea aceasta mântuitoare a Treimii. Acum, revenind în zilele noastre, vă spuneam, Ioan poate fi perceput ca un avertizor de integritate. E un termen juridic al celui care, așa cum vă puteți da seama, ne atrage atenția asupra unor încălcări etice care sunt extrem de importante, nu doar pentru circularea democrației, ci pentru instituțiile statului și nu numai. E important ca acești avertizori, ca acești mergători înainte moderni, să ne atragă atenția asupra derapajelor în care lumea de astăzi cade. Și dacă am urmărit în media, la televiziune, am văzut că una din instituțiile Americii Bunăoară, respectabilă, a fost pusă în pericol prin acea invazie a celor oameni nelegiuiți care n-au înțeles nimic din democrație, din principii, și au desacralizat un spațiu de sacralitate civică, acel al Congresului American. Sigur, nu facem analize sociale în biserică, însă e important să vedem dincolo de aceste lucruri pentru a înțelege lumea în care trăim și pentru a ne putea ruga și pentru a putea să vedem acești avertizori de integritate care sunt sfinții, care ne îndeamnă la echitate socială. Cântăm în doxologia mare, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ bunăvoire. Această bunăvoire pe pământ e din ce în ce mai pusă în pericol de cei care voiesc tulburare socială. Am trăit un an extrem de greu, de la diferitele crize de natură economică, la pandemie, la tulburări sociale prezente în Europa și în Africa Bunăoară, unde au fost foarte multe războaie, foarte mulți oameni au fost martirizați pentru credința lor. Și acum, vedeți, se urmărește atacul elementelor care țin societatea euroatlantică în picioare, însăși esența democrației. E foarte important, iubiți frați și surori, să punem gândul acesta bun în rugăciune, ca Dumnezeu să trimită oamenii aleși care să facă această misiune de a merge sau de a duce înainte elementul acesta al păcii. Vreau să vă pun înainte două fragmente de text, unul voi parafraza pentru că este puțin lung și celălalt o să vi-l redau în întregime, care aparțin unor doi oameni de cultură, doi filozofi. Unul a fost și om de stat și actualmente e preot, cel din urmă. E vorba despre părintele, profesor Radu Preda. Și primul este al filozofului Horia Roman Patapievici, care face o descriere superbă a lumii moderne. Lumea modernă care aproape că nu mai are loc
pentru acești avertizori de integritate, așa cum este bună oară Sfântul Ioan Botezătorul. Și spune el, e limpede că în epoca omului recent, care este aici, nu poate să fie îndeplinită, nu poate să fie înstăpânită, decât în mod constrângător. Când spun că omul nu trebuie să considere ca fiind obligatorie dominația spirituală, care în multe situații este chiar lipsa de spirit, a timpurilor în care e dat să trăiască, mă gândesc la două lucruri. Primul este un fapt istoric, acela că buturuga mică răstoarnă carul mare. Oamenii mici care se opun răului mare pot schimba în cursul vremurilor, dar nimeni nu a experimentat lucrul acesta mai frumos decât un gânditor care ne arată că lucrurile în lume stau dimpotrivă, nu așa cum le vedem, ci în faptele mărunte ale vieții de zi cu zi, care reușesc să țină forțele răului în șah. Mici sunt faptele de bunătate și de dragoste. Al doilea lucru la care mă gândesc sunt cuvintele luminoase pe care le rostea Erich Voegelin în conferința inaugurală de la München în 26 noiembrie 1958 la deschiderea cursului său despre modernitate și gnosticism. Și spune, criza de civilizație de care vorbim astăzi, și un discurs din 1958, vă atrag atenția, nu trebuie în niciun fel să fie asumată ca o soartă inevitabilă. Dimpotrivă, fiecare dintre noi are în posesie mijloacele de a o depăși în propria sa viață. Nimeni nu e obligat să ia parte la criza spirituală a unei societăți. Din contră, trebuie să se simtă invitat să se sustragă acestei nebunii și să-și trăiască viața potrivit ordinii la care consimte. Spune Patapievici, subscriu la aceste cuvinte care sunt foarte importante, că nimeni nu e obligat să ia parte la criza spirituală a societății din care trăiește. Cel de-al doilea fragment pe care vi-l pun îi aparține, așa cum spuneam adineauri, părintelui Radu Preda, care spune, imaginile pe care le-am văzut aseară în Capitolul American nu pot fi înțelese doar drept o etapă violentă de anarhie a unui conflict politic dintre două partide și doi oameni. Ele ilustrează în profunzime oricât de grotești sunt gradul de eroziune al practicii democratice, a instituțiilor fundamentale, precum justiția sau presa. Dacă punem la socoteală jocurile politice și ale serviciilor secrete, presiunea mediului de afaceri sau partizanatul marilor concerne digitale, ne dăm seama cât de gravă este situația și cât de multă nevoie de discernământ avem pentru a implica această ordine a lucrurilor în de la educație la ecologie sau sănătate. De decenii în America, dar nu numai acolo, ideea de progres a otrăvit sistematic totul, viața de familie, orizontul de cunoaștere, raporturile de muncă, poziționările sociale în ansamblu. Modernitatea s-a supraevaluat, crezând că poate schimba totul și pe toți, de la modul în care venim pe lume, genul, legăturile de iubire, culorile cerului, însăși moartea. Trufia de a duce pe om spre noi culmi de civilizație și progres s-a tradus deloc întâmplător în mecanismele similare dictaturilor și democrațiilor care își arată esența totalitară a oricărei construcții apăsat omenești din care Dumnezeu este evacuat cu violență sau este integrat cu perfidie aducând subiectivism. Să nu ne mirăm că am ajuns aici, de la atâta civilizație și progres la manifestări rudimentare, la explozii viscerale, la asasinate în efigii și la ură. În ultimele luni, America a fost măturată de protestul celor de culoare, aprins mai ales întreținut artificial, tolerat și încurajat cultural. Acestea se întâmplă când dreptul la diferență este adulat în detrimentul obligației la discernământ, singurul care alimentează lumea autentică. În rest, partizanate, interese și așa mai departe. La fel cum pandemia n-ar fi fost suficientă, turnura politică a anului 2020, iată a celui care abia începe, ne dă motive întemeiate de frică. Dacă pentru molimă vom avea probabil un vaccin, pentru deriva cealaltă a lumii în care facem parte,
ne trebuie o corectură generațională pe termen lung. De aceea spune Părintele, Dumnezeu să binecuvinteze lumea aceasta. Acum, poate cei mai sceptici vă întrebați de ce am socotit a insera cele două fragmente extrem de actuale, pentru că ele fac diferența între discernământul celor care rămân în legea veche și a celor care aleg să treacă cu Hristos dincolo de Iordan. Și închei cu întrebarea aceasta retorică, oare eu în care parte a Iordanului mă îndrept? Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.